sunt cele mai importante zile ale anului sau din an, în afară de sărbătorile religioase, nu? Crăciunul, Paștele și sărbătoarea Sfântei Maria din 15 august. Alte momente importante nu văd. Celelalte religioase le știm foarte bine, dar acesta e un moment de înaltă ținută morală și mai ales patriotică. De fapt, e singurul moment din an în care ne putem evidenția printr-o atitudine, printr-o ținută și printr-o conștientizare a unui act istoric, care a fost actul de apărare a patriei în poziția aceasta de la Mărășești în 5-6 august 1917. Știm foarte bine că în același an a avut loc Revoluția Bolșevică. Deci la numai câteva luni fața omenirii se schimba total. Țarismul a căzut, bolșevicii, călăii lumii, au câștigat, s-a întors o pagină în istoria omenirii, s-a distrus de atunci conceptul de valoare, conceptul de credință, a început prigoana împotriva bisericii creștine și ortodoxe, și catolice, și protestante, a început urgia pe pământ, s-au inversat toate valorile, ce fusese sus a fost asasinat și distrus, pulverizat, iar ce a fost jos, plebea, neștiința, mărlănia, mojicia, incultura, prin așa zisul proletariat, a luat puterea în mână și de atunci s-au evidențiat ca astăzi să ajungă prima donă a planetei, acest proletariat mărșav, care n-a avut niciodată respect față de nimeni, nici față de Dumnezeu. Deci a fost pe undeva o coadă de topor. S-au servit acești criminali notorii, bărboșii aceștia, dușmanii lui Dumnezeu, s-au servit de ei și după ce au luat puterea în mână, vedem astăzi în ce colaps se află omenirea din punct de vedere a respectării tradiției, a religiei și a tuturor valorilor pe care le mai avem și care au rămas încă în viață. Deci acest moment unic, care putem spune, prin care putem spune că s-a salvat nu numai soarta țării noastre, dar și soarta întregii Europe, așa cum s-a întâmplat și pe vremea înaintașilor noștri în secolul 15-16, Vlad Țepeș, care prin actele lui de eroism a salvat porțile Europei, că dacă nu, toată Europa de vest devenea pașalăcturcesc.
Deci aici s-au întâmplat niște lucruri istorice de o însemnătate planetară. Actul din 5-6 august 1917 a însemnat pentru noi salvarea țării prin câteva mii de soldați care au devenit eroi și prin acest strălucit general, Eremia Grigorescu, care a avut curajul să spună că aici nu se trece. Asta ar fi trebuit să ne fie deviza de atunci până astăzi. Nu să lăsăm averea țării, aurul, argintul, petrolul, gazele, la cheremul tuturor aventurierilor din lume, pământul care îl lăsăm la prețuri de nimic și ne vindem țara cu sutele de mii de hectare și milioane de hectare. Noi rămânând, de fapt, în aceleași izmene cu care s-au luptat înaintașii noștri pentru apărarea gliei și a neamului. Eu sunt mândru, sunt fericit că există acest moment unic și putem să dăm exemplu nu numai nouă înșine și urmașilor noștri, dar și celor care nu sunt aici, pe această bătătură de pământ, să știe că românul nu este chiar așa de ușor de posedat, nu este chiar așa de bătaie de joc, cum cred forțele oculte ale omenirii și NATO și așa mai departe, care, după părerea mea, sunt niște caci almale cu care se aruncă praf în ochi ca să ne orbească, pentru că aici este un centru, un epicentru al planetei, nu numai de valoare culturală inestimabilă, dar și de valoare morală și de valoare, cum să spun, a credinței creștine. Aici este un nucleu de creștinătate ortodoxă, poate de cea mai mare forță din toată creștinătatea acestei lumi. Deci actul de la Mărășești din 5-6 august 1917 este un simbol de tărie care ar trebui să existe în fiecare inimă de copil pe care noi trebuie să-l educăm, să existe în sufletul și în spiritul nostru și într-o zi aș vrea să avem forța să spunem americanilor, anglosaxonilor și toți aventurierii pământului că pe aici nu se trece. Mi-e teamă să nu fie prea târziu, dar noroc că avem acest moment din august 1917 care ne mai învie și ne mai trezește și ne mai scoală din adormirea asta multiseculară, care ne mai dă un pic de curaj. Doamne ajută! Cum apreciați inițiativa Consiliului Județean de a comemora eroii prin vrancea eroică? Este, cum să spun, un act extraordinar de lăudabil și îl felicit din tot sufletul pe președintele Consiliului Județean, care a susținut numai moral, dar și prin patriotismul care există în inima sa, în conceptul de român, de moldovean, de om al țării, de om plin de tărie, de om plin de voință și de abnegație, că dacă nu susținem aceste acte, suntem pierduți pentru totdeauna. Susțin și actul de tărie pe care l-a avut Regina Maria și regele Ferdinand, care prin atitudinile lor au insuflat soldaților și armatei române un curaj inimaginabil, de nestăvilit. Că dacă nu era Regina Maria, care este un colos de eroină, dacă nu era eroina noastră Ecaterina Teodoroiu, dacă nu era regele Ferdinand, care a călcat pe undeva, cum se spune, testamentul lăsat de regele Carol și a trecut peste el și a impus voința sa în insuflând un, cum să spun, un eroism de nestăvilit în inimile soldaților români și a întregii armate române. Eu cred că aceste lucruri trebuie reținute față de lașitatea a ceea ce s-a perindat prin conducerea României din 1948 până astăzi. N-am avut parte decât de vânzători de țară, de șmecheri, de ariviști,
de speculanți, de oameni politicieni cu fețe mucilaginoase, ăsta e cuvântul, te uiți la ei, te și speri, parcă sunt specte de alea scoase după în piața Obor, după în piața Matache, după Tarabe, care nu știu cum să speculeze, să vândă și să profite pentru imaginea lor și pentru puterea lor. Dar cred că Dumnezeu, care a fost milostiv cu noi, nu ne uită și nu ne va uita niciodată că noi suntem un popor ales, adevăratul popor ales al istoriei oamenilor pe acest pământ.